Salut, trader! Este data de 2 noiembrie. O să încep cu euro-dolarul. Spuneam luni că mă aștept la întărirea dolarului. Atâta vreme cât euro-dolarul se menține sub acest nivel de rezistență de la 1.1120, mențin părerea. Până una alta, se pare că ne aflăm într-o corecție. Astăzi este Fed-ul. În cazul în care voi avea un semnal de vânzare în jurul valorii de 1.11, voi deschide poziții short. În primă fază, take profit-ul putând fi în jur de valoarea 1.0860. Și cum am spus și luni, dacă acest nivel de 1.0850-60 va fi spart, continuarea scăderilor este foarte probabilă, un prim prag major fiind la 1.05, care de asemenea mai aștept să nu reziste. Lira, după acel flash crash, se tranzacționează într-un range, într-o consolidare care poate să ne ducă gândul la continuarea scăderilor. Ceea ce evident că dacă dolarul se va întări, cum spuneam în cazul euro-dolar, ar putea avea loc și aici. Până una alta nu există nicio oportunitate, nu văd o oportunitate clară de tranzacționare pentru această paritate. ZD-USD. ZD-USD a crescut azi noapte foarte puternic, după cum se vede. Ne apropiem de această zonă de rezistență. Aici ar putea fi căutată o oportunitate de vânzare sau în cazul în care urcă mai sus în această zonă din jurul valorii de 0.73. AUD/USD. Pe AUD/USD am deschis o poziție vineri, anticipând spargerea acestei linii de trend. Ea nu s-a întâmplat. Ieri a crescut destul de puternic spre sfârșitul zilei, corectând, formând această codiță lungă. În acest moment, paritatea se tranzacționează între două nivele clare și strânse de suport și rezistență, în jurul valorii de 0.77 și 0.76, deci 100 și ceva de pip, și în cazul în care 0.77 va fi depășit, îmi voi închide poziția short. Sper totuși că vom avea o spargere a acestei confluențe de dată de linia de trend și de acest suport format vineri plus pragul psihologic de la valoarea rotundă de 0.76. Un SDIEN despre care n-am vorbit luni. Un SDIEN a crescut depășind acest nivel de rezistență. Odată ce acest nivel de rezistență a fost depășit, paritatea s-a blocat și a revenit sub el, ceea ce mă duce cu gândul la o spargere falsă. În momentul de față, USD/JPY se tranzacționează la 103.90. Aici am putea avea continuarea scăderilor, un prim prag fiind în jurul valorii de 103. Foarte interesant mi se pare AUD/JPY. Cum spuneam, mă aștept ca AUD-ul să scadă și de asemenea JPY-ul să se întărească. În acest caz, cel mai bine ar fi să intrăm short AUD/JPY. După cum observăm, ieri este un pin bar cu codiță lungă, care este în această zonă de rezistență. Ne aflăm acum pe această zonă de suport. Odată ce această zonă de suport va fi spartă, am putea avea continuarea scăderilor către nivelul de 0.76. În acest caz, în cazul AUD/JPY, mai este un lucru interesant de
remarcat. Dacă ne uităm, ne aflăm pe rezistența acestei linii de trend descendente. Deci ar fi încă o confirmare în plus că scăderile ar putea continua. S&P 500, am spus-o de câteva ori în videourile trecute, s-a tranzacționat între acest nivel de suport și acest nivel de rezistență. Până la urmă, eu bănuiam că va fi spart nivelul de rezistență. Până la urmă a fost spart nivelul de suport. În cazul S&P 500, eu încă nu sunt convins că suntem la începutul unui bear trend, dar în eventualitatea în care nu am dreptate, pentru a iniția poziții short, ar trebui să scadă mai jos, să revină în acest nivel de rezistență, deci o confirmare, și abia atunci, odată ce am semnal, aș intra, aș deschide poziții short. Aurul am tot vorbit despre el, își continuă corecția, se află în momentul de față foarte aproape de nivelul de rezistență din jurul valorii de 1300. În această zonă aș căuta oportunități de short. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, sunt extrem de răcit. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!